Iată-ne în această seară, în fața unei mari provocări. Cântările acestea ne-au dus pe fiecare dintre noi la Betleem. Ne-au ajutat să vedem cum s-au raportat oamenii altădată la Hristos, la pruncul care s-a născut în Betleem, El care era Dumnezeu adevărat. Și dacă ați fost atenți, unul dintre mesajele transmise aici ne aducea aminte că instrumentele vor tăcea. Mâine nu le vom mai auzi. Locurile acestea vor rămâne goale mâine. Dar felul în care noi ne raportăm la Hristos va face diferența în viața noastră. Și de aceea, în momentele acestea. Îngăduiți-mi să mă adresez dumneavoastră tuturor și să vă duc aminte că sărbătoarea aceasta a Nașterii Mântuitorului, Crăciunul, ne va fi de folos dacă vom învăța cum să ne raportăm la Hristos. Asta este tot. Sărbătoarea aceasta înseamnă zile libere. Sărbătoarea aceasta înseamnă mese, vor zice alții. Sărbătoarea aceasta înseamnă distracții, înseamnă călătorii, vor zice alții. Alții vor zice că sărbătoarea înseamnă timp petrecut cu prietenii. Și toate acestea ne-ar face să credem că sărbătoarea este pentru noi. Însă vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte și să vă spun nu. Sărbătoarea nu e pentru noi. Este înspre folosul nostru dar sărbătoarea este pentru El, pentru Dumnezeu. Și am bucuria să vă spun, mai ales că sunt atâția oameni care vorbesc despre Crăciun în termen disprețuitori. Unii spun că nu trebuie sărbătorit Crăciunul. Alții încearcă să discrediteze valoarea acestei zile. Dragii mei, sărbătorirea nașterii Mântuitorului, înseamnă nespus de mult, pentru că este coborârea lui Dumnezeu din slava sa cerească pe pământ în mijlocul oamenilor păcătoși ca și noi. Și lucrul acesta este nespus de important. Tocmai de aceea astăzi aș vrea să vă aduc aminte în cuvântul meu că în sărbătorile acestea poți câștiga sau vai, în sărbătorile acestea poți pierde. Însă din tot sufletul doresc ca în sărbătorile acestea să câștigăm valorile eterne. Valorile acelea care nu se duc odată cu zilele de sărbătoare. Valorile acelea care rămân. Și tocmai de aceea vreau astăzi să vă spun că poți câștiga în această sărbătoare cu adevărat, nu dacă mergi la schii la munte. Nici dacă mergi să faci un city tour într-un mare oraș al Europei, nu atunci câștigi cu adevărat, ci câștigi dacă vei ști ce să faci cu Isus. Cum te raportezi la Isus Hristos, cel ce s-a născut în Iezlea Betleemului? Asta va face schimbarea majoră în viața fiecăruia dintre noi. Vedeți, narațiunea aceasta a nașterii Mântuitorului ne pune față în față cu personaje cărora sărbătoarea le-a adus o sândă. Dar tot sărbătoarea aceasta ne pune față în față cu personaje cărora le-a fost adusă binecuvântarea în urma ei. Și eu din tot sufletul doresc ca dumneavoastră cei prezenți astăzi în Biserica Porta Cerului și dumneavoastră cei ce sunteți conectați cu noi prin internet, în urma sărbătorii, să câștigați cu adevărat. Haideți să facem o trecere în revistă a personajelor prezente atunci, la sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. Să ne uităm întâi la o categorie de personaje care au avut de pierdut în urma acestei sărbători. Pentru că nu au știut să-și focuseze privirea spre ceea ce era cu adevărat important. Și aș vrea în trecerea aceasta în revistă să vă aduc aminte întâi de faptul că Iosif și Maria, ajunși în Betleem, s-au dus la casa de poposire, la hanul din Betleem, la hotelul vremii. Și știți ce spune Scriptura cu tristețe? Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și stau acum și mă gândesc la proprietarul hanului. Omul acela a stat față în față cu Maria, care era însărcinată, a stat față în față cu Iosif, i s-a cerut un favor, primește-ne. Și omul acela a spus simplu, nu pot să vă primesc, nu mai am loc pentru voi. Este unul dintre personajele care a pierdut nespus de mult. A pierdut cea mai mare șansă a vieții sale. Pentru că bietul om, era orbit de dorința de a câștiga mai mult și nu avea loc pentru el. O, bietul om era concentrat mult prea tare asupra afacerilor lui ca să aibă loc pentru Hristos. Bietul om privea ca neînsemnat această cerere de găzduire. Era prea ocupat ca să se oprească la aceste detalii. O, bietul om nu a avut loc pentru Hristos. Era o cântare veche de demult, care în versurile ei zice așa, nu ai tu loc în inimă pe Iisus ca să-L primești? El ca să-i deschizi așteaptă, dar tu la El nu grăbești? Spune păcătosule, dar n-ai tu loc pentru Iisus? Inima ta ți-o deschide cât mai ține al său har. Îmi pare rău să știu că sunt astăzi trăitori în secolul 21. Oameni pe lângă care vin sărbători. Vine Crăciunul și vine alt Crăciun și vine alt Crăciun. Și bieții oameni, ca și hangiul acesta, spun că nu au loc pentru Hristos. De ești aici în această seară, dragul meu, colindele acestea, au avut menirea să-ți aduc aminte că cel ce s-a născut la Betlehem nu este un oarecine, ci este Dumnezeu care s-a întrupat. Și de Dumnezeul acesta ai nevoie tu, mai mult decât de câștigul tău, mai mult decât de afacerile tale, tu ai nevoie de Dumnezeu. Și ceea ce va face o schimbare în viața ta este felul în care te raportezi la Hristos. De aceea te chem în mod insistent și zic, dragul meu, fă ca în sărbătorile acestea să poți fi cu adevărat câștigător și vei fi câștigător de vei hotărî să-L îmbrățișezi pe Hristos, să-L primești pe Hristos, să fie în viața ta. Dumnezeu să te ajute. Mă duc mai departe și mă gândesc la alte personaje din scena aceasta a nașterii Mântuitorului. Betleemul era foarte aglomerat. Erau locuitorii Betleemului, dar erau și călătorii care erau în Betleem, care prinseseră o cameră la hotelul vremii. Și cu siguranță le-a fost dat vadă pe Maria însărcinată și Iosif, o femeie care căuta un loc unde să-l aducă pe lume, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ei și-au asigurat deja confortul. Și ce este dureros... Este faptul că oamenii aceia n-au vrut să renunțe la confortul lor de dragul lui Hristos. Este o altă categorie de oameni care s-au ales cu o sândă în urma sărbătorii. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, îngăduiți-mi să vă întreb astăzi: sunteți gata să renunțați la confortul dumneavoastră de dragul lui Hristos? Oamenii aceia n-au fost gata să renunțe, nu s-a găsit nimeni să zică, o, oh, eu am o cameră aici, dar cred că Maria și Iosif ar putea să se bucure mai mult decât mine de locul acesta. Și chiar dacă va trebui eu să mă plim pe străzile Betleemului, să n-am un loc de adăpost, dar vreau să cedez confortul meu pentru El, pentru Hristos. Dragii mei, Aș vrea să priviți cu toată seriozitatea. Cântecele acestea rămân mărturie. Noi am zis că nu se vor mai auzi instrumentele, dar muzica va rămâne undeva în univers ca o reverberație. Și s-ar putea cu aceste cântece să te întâlnești într-o zi, cu predica aceasta să te întâlnești într-o zi, o predică în care ți s-a spus că ești chemat să renunți la confortul tău de dragul lui Hristos. Îmi pare ciudat să știu. Că în timp ce au fost oameni care au plătit un preț mare ca să poată să meargă și să ajungă la Hristos, sunt astăzi oameni care se uită pe fereastră duminica când trebuie să meargă la biserică și dacă văd că picură un pic, zic, astăzi nu mergem pentru că plouă. Nu vi se pare ciudat? Sunt oameni care nu sunt gata să renunțe la confortul lor. Nu sunt gata să facă nimic pentru Hristos. Dar și oamenii aceștia, ascultați-mă bine, s-au ales cu o sândă în urma sărbătorii. Voi mai aminti un personaj care s-a ales cu o sândă în urma sărbătorii. Regele Irod. La palatul său au ajuns magii veniți de departe. Și magii ajung la palat. Au fost primiți de Irod și ei au pus Împăratului următoarea întrebare: Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Când a auzit Irod despre un alt Împărat, ideea aceasta l-a deranjat din calea afară. Spune scriptura că s-a tulburat el, s-a tulburat tot Ierusalim împreună cu el, pentru că toți cei pe care îi influența Irod s-au tulburat împreună cu el. Pentru că era vorba să vină un alt împărat. Oameni ca și Irod sunt foarte mult interesați să-și fie proprii lor stăpâni, să nu-i stăpânească nimeni. Însă vreau să vă duc aminte că regele născut în Ieslea Betleemului a venit ca să fie stăpân al vieților noastre. Și este ferice de oamenii care înțeleg Că ei trebuie să se predea pe ei înșiși și viața lor întreagă și voința lor să o predea în mâinile acestui Rege. Și să se pună sub stăpânirea Lui. Știi ce înseamnă să te pui sub stăpânirea Regelui? Când El zice nu, tu să nu spui da. Când El spune da, tu să nu spui nu. Asta înseamnă să asculți de El de Regele. Bietul irod rămâne pe paginile Scripturii ca un om care și-a atras o sândă. Pentru că era genul omului care zicea, vreau să fiu propriul meu stăpân. Deci din aceeași categorie de oameni, dragul meu, te chem astăzi. Ai grijă să nu culegi o sândă lui Rod ci stai într-o seară ca și aceasta împreună cu mine în locul acesta. rogă lui Dumnezeu și zi, Doamne, fii stăpân în viața mea. Vino tu să fii regele vieții mele și vei avea numai de câștigat. Aș vrea să mai pun înaintea dumneavoastră încă o categorie de personaje care s-au ales cu o sândă. Cărturarii și oamenii religioși ai vremii. Aduceți-vă aminte că la Palatul lui Rod, când, când s-a pus întrebarea unde este împăratul de curând născut al iudeilor, Irod i-a chemat pe cărturarii vremii. Au venit cu scripturile în mână, cunoșteau scripturile. Au venit înaintea lui Rod ca niște cunoscători a toate. Și Rod le-a pus întrebarea unde trebuia să se nască Mesia. Și au răspuns fără să clipească: În Betleem scrie în prorocul Mica la capitolul 5 cu versetul 2. În Betleem, acolo scrie tu Betleeme, măcar că ești o cetate mică, nu ești nesemnată înaintea lui Dumnezeu, căci din tine va ieși o căpetenie, prin urmare, în Betleem. Unde credeți că era Betlehemul față de palatul lui Rod? La o distanță mică, se putea merge pe jos. Magii au venit distanțe uriașe, distanțe mari, au călătorit luni de zile. Și cărturarii aceștia erau la palatul lui Rod. I-au văzut pe căutătorii aceștia de Hristos, dar n-au vrut să ia hotărârea să zică a, ziceți că i-ați văzut steaua, mergem și noi să-l vedem. Nu. S-au mulțumit să știe despre Hristos. Dar n-au avut niciun interes să-l cunoască personal pe Hristos. Dragii mei, vă chem în această seară să înțelegem: noi putem câștiga în sărbătoarea aceasta dacă vom hotărâ să-l cunoaștem personal pe Hristos, să ne raportăm la El într-un mod corect, să avem o relație personală cu El. Și poate cineva va zice: Dar se poate, chiar așa? Sigur că se poate. Eu am vorbit astăzi cu el. Și atâția din locul acesta au vorbit astăzi cu el. Cu el se poate vorbi. Pe el poți să-l asculți că îți vorbește. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă o relație personală cu el. Tocmai de aceea vă spun, de vreți să câștigați în sărbătoare, nu o sândă, ci binecuvântare. Căutați să aveți o raportare corectă la Hristos căutați să aveți o relație sănătoasă cu Hristos. Și de veți face lucrul acesta, va fi ferice de voi. Iată, v-am pus înainte patru categorii de persoane care s-au ales cu o sândă în urma nașterii lui Hristos. Știți de ce s-au ales cu o sândă? Pentru că nu l-au căutat, pentru că nu i-a interesat Hristos, pentru că n-au vrut să-L facă pe Hristos parte din viața lor de fiecare zi. Ori, dragii mei, chemarea noastră a celor ce au cântat în seara aceasta, chemarea mea ca predicator, este tocmai aceasta. Faceți-L pe Hristos parte din viața voastră, dar mai mult decât parte din viața voastră, faceți-L stăpân peste viața voastră și rege și va fi ferice de voi. Chiar mi-aș dori, toți cei ce suntem astăzi aici, să fim câștigători în urma sărbătorii. Dragii mei, Vreau să ne uităm însă la alte personaje dintre cele despre care s-a cântat aici. Oameni care au câștigat în urma sărbătorii. Mă gândesc întâi la Maria, o tânără, practic o adolescentă, care trăia în neprihănirea, care era interesată de. Dumnezeu, care se ruga lui Dumnezeu și care într-o bună zi, aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, i s-a arătat un înger dintr-o dată. Și știți ce a zis îngerul? Binecuvântată ești tu între femei. A rămas uimită, Beata Maria. S-a uitat la îngerul acela și îngerul acela i-a spus așa, vei rămâne însărcinată, Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste tine, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. S-a uitat Maria și a venit prima dată în doiala în mintea ei și a zis, cum se va face lucrul acesta? Căci eu nu știu de bărbat. Eu sunt fecioară, cum se va face lucrul acesta? Dar așa îmi place să văd ca aceeași Marie la un moment dat zice, facă-mi se după cuvântul tău. Vă rog să luați în considerare un lucru, dacă vrem să facem o paralelă între Maria și Zaharia. Tot în perioada aceasta a sărbătorilor nașterii se vorbește și despre Zaharia mult prin biserici. Zaharia a primit aceeași veste în timp ce sluja la templu. A primit vestea că în casa lui se va naște un copil. Și Zaharia a zis, îndoindu-se și el. Bine, dar și eu sunt bătrân, și soția mea este bătrână, ne-a trecut vremea, e imposibil să se întâmple asta. Și Maria a stat în fața Îngerului și a zis, dar e imposibil să se întâmple asta, că eu nu știu de bărbat. Fiecare dintre ei s-a îndoit. Dar știți ce este interesant? îndoiala pe Zaharia l-a dus la necredință. Pentru că la un moment dat, Îngerul Domnului a zis, pentru că n-ai crezut, vei rămâne mut. În timp ce pe Maria îndoiala a adus-o la credință, toți avem îndoieli. Trebuie să fim oameni sinceri cu noi înșine, toți avem îndoieli la un moment dat. Însă, dragii mei, când îndoiala ne conduce spre credință, când putem să avem atitudinea Mariei, să zicem, Doamne, eu nu înțeleg, logic este imposibil, biologic este imposibil, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, a zis Îngerul Domnului. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Dragii mei, Maria a câștigat nespus de mult, pentru că l-a purtat în pântece pe prunc L-a ținut pe brațe pe prunc. L-a crescut pe prunc. A fost femeia care a stat lângă pruncul Isus, lângă Fiul lui Dumnezeu cel mai mult. De ce a câștigat Maria? Pentru că ea s-a recomandat ca o femeie a credinței. Și vreau astăzi să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți împreună cu mine că în sărbătorile acestea vom câștiga, dacă în sărbătorile acestea vom lăsa credința să ne poartă spre Ieslea Betleemului și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sacrificiul pe care l-a făcut dându-l pe singurul său fiu. Dacă în sărbătorile acestea credința ne va face să ne gândim la regele născut la Betleem, care astăzi este în mărire și iarăși va să vie ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, de, de ne vom gândi la el prin credință zilele acestea, vom avea de câștigat. De aceea vă chem în numele Domnului Isus Hristos. Nu uitați, în sărbători putem pierde, sau putem câștiga. Însă, chemarea pe care o am prin cuvântul Evangheliei, chemarea este aceasta: haideți să câștigăm cu toții. Ce putem să câștigăm? Să-l câștigăm pe Hristos, și când îl avem pe El împreună cu El, avem toate lucrurile, ne spune Scriptura. Un alt personaj, pe lângă Maria, pe care Credința a făcut-o să fie o câștigătoare. O altă categorie de personaje sunt păstorii. Păstorii aceia care stăteau noaptea lângă turmele lor pe câmpia Betleemului. Și știți ce spune scriptura? Că dintr-o dată, deodată a strălucit o lumină mare, ceva cu totul neobișnuit. S-a arătat un înger, după aceea o mulțime de oaste cerească le-a dus vestea. Și le-a spus astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Duceți-vă să-l vedeți. Știți ce-mi place la păstorii aceștia, oameni care au câștigat cu adevărat. De ce credeți că vorbim astăzi despre păstori, vorbim despre Maria? Personajele celelalte, ascultați, m-au rămas în anonimat. Știe cineva cum l-a chemat pe proprietarul Hanului? Nimeni nu știe. Uh, dar pe călătorii care aveau cameră la Han, nici pe ea nu știe nimeni. De Irod știm, dar a rămas numele lui un nume al rușinii pe paginile Scripturii. Însă, dragii mei, despre păstorii aceștia, oameni simpli, oameni care în societatea vremii n-aveau niciun fel de credibilitate, mă mir să văd cui se arată Dumnezeu. Mă mir să văd pe cine invită Dumnezeu la sărbătoarea din familia lui. Astăzi am avut în biserica noastră serviciu de binecuvântare de nou născuți. Și sunt sigur că după ce s-a terminat serviciul de aici, cei ce au dus copilașii la biserică s-au dus acasă sau în altă parte și au invitat cu ei pe cei dragi, prietenii, cunoscuții, i-au invitat pe cei apropiați, i-au invitat să fie cu ei. Ei bine, uitați-vă cum face Dumnezeu. Când îi se naște fiul pe pământ, primii invitați la sărbătoare sunt păstorii. Nu știu cum simțiți dumneavoastră, dar pe mine așa de tare mă încurajează asta. Că nu trebuie să ai PhD, nu trebuie să ai nu știu ce grade, nu trebuie să fii nu știu ce. Dumnezeu este gata să-i cheme pe oamenii cei mai simpli, dar oameni care, ca și păstorii, sunt gata să asculte. Stăteau pe câmpia Betleemului și li s-a zis, duceți-vă să vedeți. Știți ce spune Scriptura despre ei? Au lăsat turmele acolo pe câmpie și au alergat la Betleem, s-au dus repede la Betleem să vadă dacă este cum li s-a spus. Știți ce li s-a spus? Semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi pruncul înfășat în scutece. Acum traducerea aceasta pe care o avem noi s-ar putea să nu ne spune foarte mult. Dar ascultați-mă bine. Când ei s-au dus acolo, au găsit un prunc. Nimic neobișnuit, nu? Un prunc. Dar l-au găsit așezat în iesle. Hmm. Asta e puțin ciudățel, dar se mai poate întâmpla. Dar l-au găsit înfășat. Acum, ce aș vrea să înțelegem? Păstorii aceștia erau oameni crescători de oi. Și tot ei pe câmpiile Betleemului creșteau miei pentru jertfă. Știți că miei pentru jertfă de la templu trebuiau să fie miei fără cusur. Și ca să fie fără cusur, adică n-avea voie să aibă o zgârietură, n-avea voie să aibă o tăietură, n-avea voie să aibă nimic mielul acela. Știți ce făceau păstorii ca să îi aibă fără cusur? Cum, cum venea mielul în lumea aceasta? Îl înfășau. Îl înfășau în ceva ca să-l păstreze potrivit pentru jertfă. Și când s-au dus păstorii aceștia la Ieslea Betlehemului, semnul pe care ei l-au văzut le-a fost dat să înțeleagă că cel din Iesle era absolut unic, că era miel de jertfă. Dragii mei, ceea ce îmi place să știu este că păstorii aceștia au câștigat nespus de mult alergând la Betlehem. Dar pentru asta și-au lăsat turmele. Au renunțat la siguranța turmelor lor și au fost gata să plătească un preț. Însă, dragii mei, oamenii aceștia au câștigat nu doar o reputație, au câștigat marele har de a fi lângă dătătorul mântuirii. Au fost lângă el și uitați-vă, când au venit de la Betleem, se duceau înapoi spre câmpia unde le erau oile, citiți în Scriptură, când se întorceau ei, era mare gălăgie pe străzile Betlehemului, chiar dacă era noapte, strigau de bucurie, lăudau pe Dumnezeu, se uitau toți ce s-a întâmplat. Am văzut ce ne-a spus îngerii, s-a împlinit în tocmai. Vreau să vă duc aminte, păstorii aceștia au fost între câștigătorii nașterii lui Hristos. Maria a câștigat, păstorii au câștigat, Maria a câștigat pentru că a avut credință, păstorii aceștia au câștigat pentru că au avut admirație, pentru cel din Iezle. L-au admirat, s-au uitat cu drag la el și cu prețuire. Au înțeles că este unic în felul lui. O altă categorie de personaje este reprezentată de Simeon. Știți că în a opta zi, când pruncul avea opt zile, l-au dus la templu. Și acolo, surpriză mare, a venit dintr-o dată un bătrân, un om bătrân, s-a apropiat de Maria și de Iosif, a văzut pruncul, l-a luat în brațe, l-a lăudat pe Dumnezeu și a zis, în sfârșit au văzut ochii mei împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. L-a luat pe copilașul acela în brațe și Simeon rămâne pe paginile Scripturii în istoria creștinismului ca un personaj care l-a prețuit nespus de mult pe Domnul și a fost gata să-l aștepte. L-a așteptat cu nerăbdare, a așteptat cu nerăbdare să poată să țină în brațele lui pe acela care dă mântuire. Și Simeon este unul dintre câștigătorii în urma evenimentelor nașterii Mântuitorului. Înțelegem noi, dragii mei? Oh, Simeon acesta, plin de Duhul Sfânt, l-a luat pe brațe. S-a îndreptat apoi spre Maria și a zis pruncul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Ce mare adevăr a rostit bătrânul Simeon. Pentru că știți ce se întâmplă? Când cineva se poartă ca Maria și îl ia pe prunc, o, oh, câtă bat jocură și-a auzit Maria, câtă bat jocură a auzit ea, ce mult a fost batjocorită și ce preț a plătit Maria Fecioara. Păstorii, cu siguranță, au plătit și un preț, au fost jocoriți, Pentru că așa se întâmplă când cineva se întorce de la staul, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Când vrei să-L primești pe Hristos, știi că împotrivirea începe întâi în tine însuți? Prima care se împotrivește este firea pământească. Ea n-ar fi de acord ca tu să-ți predai viața lui Hristos. Nu, firea pământească nu este de acord, este împotrivire, dar mai mult se extinde, lumea nu este de acord. Uneori cei din casă, uneori cei din familie nu sunt de acord ca tu să-l iei pe Hristos și să faci din El stăpânul vieții tale. Dragii mei, acceptarea lui Hristos, punerea Lui în centru și în miezul sărbătorii punerea lui în miezul vieții tale s-ar putea să stârnească împotrivire. Iată Simion, un alt om care a stat în așteptarea Domnului. L-a luat cu drag pe brațe și este și el un personaj care a avut de câștigat. Și apoi în al patrulea rând aș vrea să vă duc aminte de magi. Și magii au avut mult de câștigat. Gândiți-vă la magii aceștia care l-au prețuit așa de mult pe Domnul, încât asta i-a făcut să fie gata să plătească un preț. Au lăsat țara lor, casa lor, au cheltuit, nespus de mult, noi citim doar că au cheltuit aur, smirnă și tămâie, dar gândiți-vă cât i-a costat drumul. Și-au asumat riscuri, au dăruit din timpul lor, au pregătit daruri pentru el și toate acestea pentru că au înțeles valoarea celui născut în Betleem. Și închinarea cu care au venit ei înaintea Domnului este atât de grăitoare. Dar mi-a plăcut să văd. Au stat lângă Domnul și după ce stai lângă Domnul, bun e Domnul. Îți schimbă gândirea și te călăuzește. Știi ce spune Scriptura? magii când au plecat de la Domnul, Îngerul Domnului a venit și le-a spus să meargă pe alt drum. Așa se întâmplă. Deci în căutarea călăuzirii, călăuzirea o găsești în Hristos. Deci în căutarea puterii, puterea o găsești în Hristos. Deci în căutarea semnificației pentru viața ta, semnificație găsești în Hristos. Tot ce ai nevoie găsești în El, în Hristos. Și tocmai de aceea, în seara aceasta, când la poarta cerului este concert de colinde, Aș vrea să-ți aduc aminte că tot ceea ce contează, contează ce faci cu Hristos. De întrebarea aceasta n-ai să scapi în viața ta. Pilat era deja un om mare, era dregător, conducea o zonă anume a Imperiului Roman. Și la un moment dat, întrebarea aceasta i-a răsunat în urechi pentru că s-au ridicat oamenii din jur și au zis, Hristos, răstignește-l! Și la un moment dat Pilat a pus întrebarea, dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos? Dragul meu, în sărbătoarea Crăciunului din anul 2022, în calitatea pe care o am de vestitor al Evangheliei, te întreb, ce faci cu Isus, cu cel născut în la Betleemului? de vei ignora ca și hangiul de altă dată, de vei ignora cum l-au ignorat călătorii din Betleem, dacă îl vei trata cu ură ca și irod altă dată, dacă îl vei trata cu nepăsare ca și cărturarii de altă dată, vei pierde și vei regreta amarnic. Dar dacă vei face ca și Maria și vei zice, Doamne, Iată robata, ta, iată robul tău, facă mi se după cuvântul tău. De-l de vei lăsa pe el să-ți fie domn și stăpân, de-l vei căuta ca și magii, de-l vei admira ca și păstorii de altă de-l vei prețui ca și Simion, vei câștiga. depinde de tine. Alegerea îți aparține. Au trecut multe Crăciunuri peste viața ta. Poate ți-aduce aminte o masă copioasă, poate ți-aduce aminte un colind anume, poate ți-aduce aminte o aventură. Eu însă te chem, fă ca acest Crăciun al anului 2022 să rămână în memoria ta aici pe pământ. Și să marcheze veșnicia ta. Pentru că cel ce ți poate da veșnicie fericită este Isus Hristos, care a venit în ieslea Betleemului. Amin.